Vă salut! Băi, ușor, ușor apelăm la toată tehnologia. Cântarele cu SMS, două bucăți. Știți că am camera video care filmează acolo în stupină. O să pun și pe camion camera. Pentru cântare cu SMS aveți numărul aici. Ce-am mai luat? Tot de la Teo, adică aceeași persoană de la care ați cumpărat camera din aia video. Ia uitați-vă ce am adus. Un proiector din ăsta, care se încarcă de la soare. Ia să vă arăt. Deci, el are așa. Uite și panou solar. Trebuie pus pur și simplu la soare. În câteva ore, 2-3 ore, se încarcă full. Nu are indicator să indice cât e încărcat, dar în câteva ore ținut la soare se încarcă. Cum funcționează el? Dacă eu mă duc acum cu el afară și dau pe pornit aici, să-l pornesc, nu s-aprinde din cauza că simte că e lumina afară. Dacă l-ai băgat undeva mai la întuneric, cum e la mine aici în camion, ia uitați-vă. Da? Na, te vorbește. S-a aprins. Stă câteva, nu știu, secunde. Hai să vedem cât stă aprins. Și după aia rămâne pe o poziție mai mică. Adică dacă nu mișcă nimic, el rămâne pe o poziție mai mică. Uite, vedeți? A scăzut luminozitatea. Dacă mișcă puțin ceva, se aprinde mai tare. E bine de pus în stupină. Plus, de asta are o telecomandă. Oprit. Aici, pornit, da? Și pe telecomandă, stai să-l opresc, are așa niște, ia se vede acolo, de 2 ore, 4 ore, 6 ore, nu știu ce butoanele astea. A, cred că de aici e pornit permanent, când ai de lucru ceva și vrei să fie permanent pornit. Cam asta e. Eu acum ce vreau să fac cu el? O să-l am aici la camion. Cei care aveți camioane știți că în interior nu prea vedem rama acolo, adică puietul, oat, e oat, nu e oat. Și uite, eu i-am pus aici un magnet. Să vede, uite, așa cu o tăbliță prins și în interior este un magnet. Așa. Aici, alt magnet pe capătul ăsta. Da. Și ia uitați-vă ce fac eu. Îl prind acolo și aici. Vedeți? Pac. Și eu când umblu la stupul ăsta, pot să-l pornesc de aici din buton sau din telecomandă. Ia uitați-vă aici. Pac. Da? Am oprit. Vreau să mă mut la următorul stup. Decât mut ăsta, că eu aici am bara asta de fier. Îl mut mai încoace, îl mut la fiecare stup unde vreau eu. Da? Plus de asta. Mamă, ce ține magnetul ăla. Eu i-am pus pe capătul ăsta un cârlig. Adică dacă am nevoie, am magnetul ăsta puternic care, uite, dacă îl pun aici, ia uitați-vă aici, pur și simplu îl ține așa, da? Uite așa și pornim de aici, ia uite, dacă vreau lumina aici în camion, da? L-am oprit, l-am luat imediat de aici, cu cârligul ăsta pot să agăț două creangă la un pom afară, eu știu că am nevoie de lumina afară, sau se poate pune pur și simplu așa. Pui undeva rezemat și îl pornești. Da? Acum o să vede că na, lumina de afară, dar te orbește, pur și simplu te orbește. Da, cam asta e proiectorul. Îl sunați pe Teo sau vă las eu numărul în descriere, numărul lui, până în 200 de lei. Deci asta merge montat în stupină. Are și aici un sistem de prindere, uite, cu cutura și ăștia. O să-l bagi așa pe ceva și să stea în permanență, așa, spre soare. Pun stâlpă ceva și cu partea asta cu lumina în jos, adică ziua se încarcă, cum s-a înserat, se aprinde. Adică el e făcut automat să pornească când s-a întunecat afară. Când e lumina afară, deci dimineața se oprește. L-am probat și, deci ținut la soare ziua, s-a încărcat acumulatorii din interior, pur și simplu până dimineața a stat aprins. Deci toată noaptea l-am lăsat aprins să văd cât ține, dar pe lumina aia mai mică, pe poziția mai mică, a stat până dimineața la ora 6 aprins. Ceea ce câteva ore cât lucrăm noi la stupină, să zicem seara, la o mutare, 3-4 ore cât să dureze, e suficient să avem cu noi o lumină foarte bună care nu mai ducem grija de baterii sau știu eu ce. Pur și simplu, uite, îl lași așa undeva pe un stup, se încarcă de la soare. Sau montat pe ceva, v-am spus, pe un stâlp, pe ceva să stea în permanență acolo. Normal că fiecare mai are câte o lanternă, uite și asta e tot acumulator.
Așa. Eu asta o încarc aici, că am... Uite, merge la mufă de-asta, USB din asta. Se desface aici și se încarcă tot așa. Mai am încă o lanternă. Dacă are doriți proiector din asta, găsiți la Teo până în 200 de lei, cam așa costă. Cam atât. Eu sunt pregătit să plec la rapiță. Încă n-am plecat. Încă nu am plecat. Aici sunt niște caturi cu rame. Uite, cu foițe. Am băgat până acolo la stupi. Eu nu știu, peste 40 de foițe. Bun, cam asta am vrut să vă zic. Sănătate și numai bine. Floarea de prun. Bă, problema este că mă uit și la asta care e mai trecută. Și la aia care am florit mai acum. Nu vine albina deloc în ea. Asta e mai trecută, să zicem. Dar m-am uitat și în prun care e înflorit acum. Nici o albină nu e în prun. Mă, nici polen nu ia, nici nectar. Nici la cireș, la fel. Mă, hai să zicem că e puțin trecută, dar uite, e polenul aici. Sunt albine în zonă, dar niciuna, mă, nicio albină nu vezi. În partea cealaltă, la livadă, la fel, am pomii în curte, nestropiți, nenimic. Albina de când la păpădie se mai duce, uite. La păpădie se duce. Dar în pomii fructiferi, păi sunt prun, bă, tată, unde se va arăt eu? Uite, m-am uitat în pruni, uite, e înflorit tot. Afară 19 grade. Adie puțin vânt, nu-i vânt, să zici. Noaptea a fost vreo 6 grade, 7, deci nu a fost ger. Așa ceva n-am pățit. Deci nu adună nimic, m-am uitat la cântar. Nimic, bă, tată. Zero. Polen mai aduce, dar cred că de la păpădia asta. Atât. Ce s-a întâmplat, mă? Numai de pomi ăștia, nectar, nimic. Deci la păpădie vine albina. Eu nu știu, mă, ziceți-mă, la voi cum e. Păi înainte era o buzială în pomi, anii trecuți. Hai de mine, în fiecare floare vedeai că se bătea albina, două, trei albine pe floare. Deci nu se crede nectar deloc pomii ăștia. A înflorit și cireșul, și prunul, și ce să mai înflorească, bă, tată? Plecăm la rapiță, mă, dacă e așa. Uite, și ăsta a înflorit acum, uite. Uite. E polen acolo, se vede galben. Hai că ăsta poate e mai trecut. Dar m-am uitat la livada acolo la mine, am atâtea albine acolo, vorba. Mă, nicio albină nu s-a dus pe floare, niciuna. Deci clar, nu, când nu se duce pe aia, nu dă nectar, știa de ce nu se duce. Roie de acasă. O să deschidem peste vreo săptămână, așa, să vedem. Ea e cloza puietul, că avea puiet acolo. Da, bă, ciudat. Ciudată treabă cu prunul. Păi prunul dădea nectar, tată, băga la un kil la zi. Poate că... Nu știu, peste 2-3 zile. Să zici că nu dă acum, dar când dă? Când i-o pica floarea, dă? La voi cum e? Să-mi spuneți cum e la voi, că la mine nici la livadă, nici aici, în pomi, nu văd nicio albină. Uite, mă, că am venit la un prun care e în toiul lui, acum am florit, uite. Adică dă ieri, de vreo 2 zile am florit. Uite, mă. Mă, nici o albină, mă. Uite-l ce frumos e înflorit. Am albine în zonă, are un apicultor aici la, cât să zic, la 200 de metri de mine. Deci nici polen nu vine să ia nici nectar. Bă, la voi e la fel. Și plus de asta e albina agresivă. Și cred că e agresivă din cauza asta. Din cauza asta cred că e agresivă, că nu are cules. Atâta ne trebuie să ne ducem la rapiță și să n-aibă nectar nici rapiță. Asta ar fi culme.
Eu niciuna n-am pățit așa, să înflorească prunul. Păi eu la prun puneam colectoarele, băga polen, dărupea. Și nectar și polen. Dați-vă cu părerea, zice și voi, dacă la voi e la fel. Deci cald, e 19 grade, mă? Pe ce mai vrei la 19 grade? Pe altă dată băga polen în alți ani la 14 grade, la 13 grade, de la pomii fructiferi. Doamne, ferește dacă am văzut așa ceva. Ia uitați-vă, mă, și voi la pomii voștri, mai vă uitați decât în stup. Mai duceți-vă și voi la o floare așa. Uite, mă, ăsta acum florește, asta e înflorită de o zi, două, na. Mă, nicio albină nu băzie, pe altă dată știi cum erau pomii. Auzeai o băzie în pom, deci când stăteai lângă un pom, auzeai un zumzet așa, că era plin de albine. Deci nici prunii mici, nici aia mari, nici cireșul, nici. Ce facem, bătă? Ce facem? S-a supărat și pe pădia, s-a închis florile. La 20 de grade stă închis. Ce ai, mamă? Deschide-te și tu. S-a închis și florile de pe pădia. Ia uite. La 20 de grade, mă. Ia, o albină. Ia uite-o, săraca. Ia uitați-vă, săraca, s-a dus la floarea aia care e închisă. Ce are, mamă, s-a supărat florile pe voi. Deci cât o albină pe popădie se mai duce, uite. Atât. Popădie și mai e, nu știu, cred că îi zice rapiță sălbatică, uite asta. Lăsați un comentariu dacă la voi e la fel. Astăzi suntem în, cât suntem? 15. Sănătate și numai bine.